Domnule ministru, discursul dumneavoastră este exact proba a ceea ce nu e în regulă în sistemul de învățământ românesc. Autosuficient, verbos, adică cu multe cuvinte, dar fără să spună nimic pe fond. Și mie mi-e foarte clar, după ce v-am ascultat astăzi, vă cunosc și din guvern, oameni ca dumneavoastră la cârma educației. Nici nu avem cum să nu fim la un punct de minim, așa cum îi spuneți. Până la urmă, sunteți la locul dumneavoastră în prezent, adică Ministrul Educației în Guvernul României, doar din două perspective. Sunteți în subordinea unui plagiator, deci pentru asta vă potriviți acolo, și sunteți Ministrul Educației unei coaliții socialiste cu epoleți. Apropo, mai sunteți în Academia de Științe ale Securității Naționale? De fapt, parcă nu mai sunteți că anul trecut v-ați certat cu domnul Pricopi, așa ca între civili. Domnule Câmpeanu, USR v-a lăsat un PNRR cu o alocare enormă pentru educație, 3,6 miliarde de euro, cea mai mare alocare după transporturi, o șansă enormă pentru educația din România, dintre care peste 500 de milioane de euro sunt numai pentru evitarea abandonului școlar. Nu sunteți în stare, la fel ca ceilalți miniștri din acest guvern, să puneți în practică un program, o șansă unică pentru România. Și dacă vorbim de integritate, v-am auzit mai devreme, nu, nu v-am auzit nici pe dumneavoastră, nici pe patronul Iohannis să luați vreodată atitudine împotriva plagiatului evident al premierului Ciucă. Zeci și zeci de pagini copiate, copy, paste și furtul era furt și în 2003 și în 2007 și când v-ați mai făcut doctorate falsificate. Sunteți într-o chiparea perfectă a unui amestec între nepăsarea lui Iohannis și cinismul securiștilor cu doctorate falsificate. Un lucru mie mi-e foarte clar, educația va merge doar în jos, din păcate, și asta mă doare pentru că am doi copii care vor merge la școală în curând, cu impostură la putere, cu impostură la putere, educația va merge doar în jos, dar pe o notă de optimism, orice impostură are domnule Câmpeanu sfârșitul ei și la dumneavoastră se apropie.